Consiliul Local al municipiului Rădăuți s-a întrunit joi 16 decembrie în ședință extraordinară convocată de îndată. Pe ordinea de zi a întrunirii a fost un singur proiect de hotărâre, proiect cu privire la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020-2021. Proiectul a fost avizat pozitiv, iar la ședința desfășurată în sistem videoconferință au participat toți cei 19 aleși locali. Cu amănunte vine președintele de ședință, consilierul Gheorghe Simota. Astăzi a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Rădăuți. În cadrul ședinței a avut loc doar discuția unui singur proiect, și anume rectificarea bugetară. La acest proiect a avut și un amendament făcut din domnul primar Loghin Bogdan Andrei. Amendamentul era cu privire la o alocați niște bani pentru generala 5, în ce privește aprobarea de niște laptopuri pentru profesori și rectificarea bugetară. Printre cele mai importante puncte a fost cu banii, ceva cu subvenția. Subvenția care a fost un subiect destul de fierbinte și încă rămâne și în continuare, întrucât noi cândva am solicitat, chiar eu personal, chiar la începutul anului, când s-a format bugetul, să se facă o evaluare a persoanelor care au un venit foarte mic, într-adevăr, și subvenția să fie preluată de primărie în totalitate, chiar 100%. Alta care ar fi având puțin mai mare să fie gradual, deci 50% și așa, iar ceilalți care aveau posibilitate să nu intre în subvenție. Nu cum este în prezent, că toată lumea este subvenționată, că sunt mulți care nu ar trebui să ia acea subvenție. Pe când alții sunt, nu sunt, depind numai și numai de subvenția aia, fiindcă nu au venituri. Veniturile sunt foarte mici. Lucru care am fost, nu știu cum așa, tot amânat decât de domnul primar, că va avea loc, într-adevăr, o evaluare, va face, dar lucru care nu s-a făcut și a venit iarna și a prins pe oameni, așa cum se vede, cu greutățile care le știți acum toată lumea, tot Rădăuțul și nu numai. Proiectul a fost aprobat? Proiectul în final a fost aprobat, nu a participat la proiect, s-a abținut practic de la vot domnul consilier Jecalu și cu domnul consilier Preda. Restul s-a aprobat în unanimitate de cei care au fost prezenți.